Lacul cu Nufer de la Ipotești este în mare pericol. Luciul de apă, atât de iubit de poetul Mihai Eminescu, sursă de inspirație pentru o parte a poeziilor sale, este puternic afectat de secetă. Mai precis, din feericul lac al Codrilor Albastru, acoperit cu nuferi, a mai rămas o mlașină cu doar câteva ochiuri de apă. Temperaturile ridicate și lipsa de precipitații din această vară pot duce la o catastrofă ecologică de proporții la Ipotești, spun reprezentanții Memorialului Ipotești. De anul trecut nivelul apei a scăzut circa un metru, un metru jumătate. Deci seceta accentuată de anul ăsta, se vede o diminuare atâta luciului apei, cât și asupra vegetației. Dacă observați, rădăcinile nuferilor sunt la suprafață, fapt care dăunează și sper să nu fie chiar o catastrofă ecologică, dar suntem foarte aproape de acest lucru. Afectați sunt în special nuferii care acopereau lacul. Majoritatea sunt expuși cu rădăcinile ieșind din apă sau nămol. Monumente ale naturii, aceștia se pot usca în lipsa precipitațiilor. Atâta timp cât regimul pluviometric a fost deficitar în ultimii ani și ne-am confruntat și în domeniul agricol cu secete prelungite, evident nivelul pânzei de apă freatică a scăzut, apa de pe versanți care, mă rog, mai era colectată în lac, cât și apa de ploaie, a lipsit cu desăvârșire și, într-adevăr, nivelul apei este foarte scăzut și nuferii au de suferit. Vreau să spun că este o specie, nufărul galben și nufărul alb, sunt specii protejate și declarate monumente ale naturii. Atât specialiștii, dar și autoritățile susțin că dezastrul de la Ipotești este cauzat de lipsa ploilor, dar și a izvoarelor care au secat în adâncuri. Tocmai de aceea, șefii de la Consiliul Județean se gândesc să foreze pentru a găsi noi surse de apă, cel puțin pentru o parte a lacului. Cred că la al doilea lac, care e în amonte de lacul mare, lacul cu insula, cu niște săpături sau cu un utilaj mic și ușor, să reactivăm izvoarele din amonte, suplimentând volumul de apă și debitul care se scurge în lac. Lacul cu Nufer de la Ipotești este un obiectiv turistic național de mare importanță. Anual, sute de turiști vin să vadă lacul contemplat odinioară de marele poet în Codrii de la Baisa. Din punct de vedere turistic și cultural, pierderea lacului și a nuferilor ar fi o lovitură cruntă dată județului Botoșani.